Timp de 3 minute zilnic vă prezentăm cât și ce muncesc parlamentarii din fiecare județ. Vă arătăm cu argumente dacă se justifică sau nu sumele pe care le încasează lunar din bugetul statului. Astăzi îl avem în vizor pe Ovidiu Raețchi, ales în circumscripția electorală numărul 42 București pe listele PNL. Acesta este al doilea mandat al său. În perioada 2012-2016 a fost deputat diaspora, Colegiul Orientul Mijlociu Africa. În comunitățile românești foarte puternice, cu peste 5.000 de români înscriși oficial la ambasadă, să existe o procedură prin care comunitățile să își aleagă reprezentanți oficiali, în primul rând, și în al doilea rând, pe baza acestei proceduri, prin omologarea unor centre comunitare, statul român să devină coresponsabil alături de comunități la aplicarea unor proiecte românești peste hotare și la păstrarea identității românești. În actualul mandat, activitatea sa de până acum a fost la cota de avarie. Acest lucru este confirmat de statisticile de pe site-ul Camerei Deputaților. 11 luări de cuvânt, 2 declarații politice, 15 întrebări și interpelări, 24 de propuneri legislative și 9 moțiuni. În plenul Camerei Deputaților a vorbit doar 10 minute și 41 de secunde. În perioada 2002-2008, Raețchi era deja consilier în Camera Deputaților. La acea vreme era membru al Partidului Conservator și un critic vehement al liberalilor. Ironia soartei face ca în 2014 să devină membru PNL și să ajungă coleg tocmai cu cei pe care îi considera dușmani politici de moarte. În 2016 a candidat pentru funcția de primar al sectorului 5 București. E un sector sărac. Aveți idee câți cetățeni în sector mai au astăzi nevoie de vidanjare și asta pentru că nu există canalizare? Nu, nu am văzut date publice în sensul ăsta. Există în zona Ferentari o arie semnificativă de case unde bănuiesc că e nevoie de vidanjare, dar date publice nu am văzut. Dacă le-ați găsit, vă felicit și le 300 de familii sunt. Din decembrie 2016, de la validarea ca deputat și până acum, a avut 1243 de voturi. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este prezența la vot. Cu toate acestea, deputatul PNL București nu consideră că este necesar să se prezinte la vot. Datele oficiale arată că prezența sa la vot în acest mandat a fost de doar 37%. Chiar dacă activitatea sa în plen este la cota de avarie și prezența la vot este extrem de redusă, Ovidiu Raețchi încasează o indemnizație lunară de 10.404 de lei. Acum este momentul să aflăm care sunt punctele tare ale deputatului PNL București, prezent în mass media și prezent pe rețelele de socializare. Punctele sale slabe vizează următoarele aspecte: traseism politic, activitate redusă în plen, număr foarte mic de propuneri legislative și prezență scăzută la votul electronic. Pentru activitatea din acest mandat, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 6 deputatului PNL București, Ovidiu Raețchi.